găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Discutăm în continuare, așa cum vă anunțam și în emisiunea trecută, despre aceste evenimente importante din istoria României. Două discursuri care au marcat apogeul, zborul și prăbușirea lui Nicolae Ceaușescu și evenimentele legate de aceste împrejurări. 21 august 1968, spuneam, zborul, și 21 decembrie 1989, prăbușirea. Pentru asta am invitat în studioul nostru pe domnul Mihai Retegan, istoric și scriitor în același timp, domnul Florin Constantiniu, de asemenea istoric și scriitor, și domnul Paul Niculescu Mizil, fost membru CC al PCR, care se încăpățânează să nu moară. Nici n-am de gând să mor. Păi bine, nu prea există. Nu m-am gândit vreo clipă că dumneavoastră ați avea de gând. Domnule profesor Retegan, cum vedeți puse față în față cele două mari evenimente? Mă gândesc că le-ați spus și, și dumneavoastră în ideea de un discurs care a animat atunci un popor întreg și scream în Jurnal Național că a fost pentru prima dată când poporul a fost strâns unit în jurul lui Nicolae Ceaușescu, așa cum îi plăcea să spună, și discursul din decembrie 89, care când nu era ascultat de nimeni. Când n-a mai avut pe cine să unească. N-a mai avut pe cine să unească pentru că erau... Sigur, jurnalistic vorbind, putem spune că e vorba de un zbor și de o prăbușire, de o ratare a acelui zbor. Lucrurile sunt, pentru istorie, lucrurile sunt totuși recente. Este nevoie, în primul rând, de accesul la arhive pentru a ști exact ceea ce se află în spatele lui 21 august 1968 și mai ales ceea ce s-a aflat în spatele evenimentelor din decembrie 1989. Poate, da, vă rog, vă rog. Poate chiar și generația noastră va avea acces la acele documente, astfel încât să putem afirma, fără să greșim sau fără să greșim prea mult, că august 68 a fost un apogeu, iar decembrie 89 a fost o prăbușire. Sigur. Apropo de documente, iertați-mă, da, că ați făcut referire la ele. Care sunt documentele la care nu avem acces pentru publicul telespectator? Pentru că eu știu ce înseamnă să cauți documente, să cauți mărturii din istoria recentă, și mă refer la decembrie 89, și aproape imposibil să găsești o stenogramă. Este recent. Bun. Vorbesc că e mult mai aproape, în sensul acesta, istoria recentă, că e vorba de 89. Și este aproape infernal să faci rost de o stenogramă a unei teleconferințe care a avut loc în decembrie 89 și, normal, ar trebui să o găsești. Ce înseamnă când vă referiți la aceste documente? Pentru istorici este foarte clar că studiul istoriei contemporane a României sau istoriei recente a României, înțelegând aceasta prin acest recent, nu chiar ieri alaltieri, ci și chiar în ultimii 50-60 de ani, nu se poate face fără documentele existente în fostele arhive sovietice. Asta este dincolo de orice îndoială. Ori sunt semnale că acolo, în loc să se petreacă o deschidere, parcă în primii ani de după 91 a fost vizibilă. Deci, contrar cursului, se produce o reclasificare a documentelor istorice. În al doilea rând, în ceea ce privește documentele interne, sigur că cele mai importante sunt cele care emanau de la instanțele supreme ale partidului și ale statului, înțelegând aici și toate celelalte structuri de stat implicate din umbră, să zicem, în procesul decizional. Deci acestea sunt documentele fără de care... Servicii secrete și nu... Da, da. Acestea sunt documentele fără de care nu putem discuta în deplină cunoștință de cauză. De asemenea, extrem de importante sunt și mărturiile celor care au participat atunci. Intervine aici însă o serie de elemente subiective, absolut, aș spune. Ca în cazul izvorilor narrative. Sigur. Este dorința de a escamota ceva sau, dimpotrivă, de a fi deasupra într-un moment... Sau de a exagera unele lucruri? De a exagera. Puțini, foarte puțini sunt cei care pot, dintre istorici vorbesc, pot să spună că izvorul cutare a unui martor este pe deplin credibil.
Bine, el poate deveni credibil atunci când există mai multe mărturii și exact, informații din aceste mărturii se confirmă din toate sursele. Exact, istoricii au metoda aceasta a criticii izvoarelor, tocmai prin compararea diferitelor izvoare asupra unui singur eveniment. De ce credeți că Nicolae Ceaușescu a amintit la mitingul din 21 decembrie de mitingul din august 1968? Pentru că, după părerea mea, Ceaușescu a crezut că ar putea să mobilizeze opinia publică în favoarea lui, așa cum o făcuse în 1968. Adică atunci, în 1968, a fost într-adevăr o reacție a întregii națiuni române în sprijinul acestei politici de apărare a independenței românești. Lucrul ăsta s-a văzut foarte bine acolo la mitingul pe care dumneavoastră l-ați prezentat. Era evident că oamenii aceia aclamau spontan și discursul lui Ceaușescu. Și, așa cum spuneam la emisiunea precedentă, exista o perfectă concordanță între orator și auditoriu. A fost atunci probabil unul dintre momentele când s-a realizat o unitate perfectă între lider și popor. Rare ori în istoria noastră au existat asemenea momente. Adică atunci românii, și cred că cei care am trăit momentul ăla ne aducem foarte bine aminte, au avut percepția unei amenințări directe. Noi nu știm acum, vorbea profesorul Retegan adineaur de documente, noi nu știm încă exact care erau intențiile conducerii sovietice față de România. A avut Uniunea Sovietică intenția să invadeze și România sau nu? Problema este discutabilă. Vreau să spun că în momentul de față, mărturia cea mai importantă provine de la ambasadorul sovietic la Washington, Anatoli Dobrini, pentru că el și-a publicat memoriile și acolo spune că în ziua de 28 august 1968, secretarul de stat american Dean Rusk l-a chemat și l-a informat că guvernul american deține date potrivit cărora Uniunea Sovietică intenționează să invadeze România. Și i-a spus următoarele cuvinte: în numele întregii umanități vă implor să nu faceți aceasta, pentru că vor rezulta consecințe care nu pot fi prevăzute. Și i-a atras atenția, pentru că circulau zvonurile că va fi invadată România și că sovieticii vor acționa în spațiul german, fie în Berlin Occidental, fie împotriva RFG-ului. I-a atras atenția că dacă se va întâmpla ceva în spațiul german, atunci va rezulta o criză internațională de mari proporții care va compromite relațiile sovieto-americane. Și el pe 31 august, el nu spune guvernul nostru intenționat sau nu intenționat, el spune pe 31 august am primit instrucțiuni de la Moscova să-l informez pe Dean Rusk, pe secretarul de stat, că aceste zvonuri sunt fără temei. Fără acoperire. Noi însă știm din cercetările unui analist, Mark Kramer, că în arhivele sovietice există un raport, el dă și cota, dar noi românii, istoricii români, nu am avut acces la acest document. Există un raport al ambasadorului sovietic la București, Basov, în septembrie, care face bilanțul crizei cehoslovace, mai exact a impactului crizei cehoslovace asupra raporturilor dintre Moscova și București. Acolo, probabil, dacă am avea acces la documentul acesta, ne-am putea da seama care erau instrucțiunile pe care Basov le-a primit de la Moscova. Și aș mai adăuga aici, în final, mărturia unui agent al GRU, deci spionajul militar sovietic, care pentru publicul românesc este cunoscut sub numele de Victor Suvorov, fiindcă și-a publicat cărțile după ce a defectat în Occident sub pseudonim, dar numele lui adevărat este Vladimir Rezun, și el a publicat o lucrare în care se refere la perioada când încă nu intrase în GRU, era în armata sovietică. Și ei, militarii sovietici, credeau atunci, înainte de invazia în Cehoslovacia, că țara care va fi invadată de Armata Roșie va fi România, pentru că ei credeau că România este mai primejdioasă pentru Uniunea Sovietică decât Cehoslovacia. Faptul că stabilise relații diplomatice cu RFG-ul în 67, că era singura țară din pactul de la Varșovia, de la Varșovia care nu rupsese legăturile cu Israelul după războiul de șase zile în 67, că nu permisese
Uniunii Sovietice, militarilor sovietici, să vadă niște helicoptere care fuseseră importate din Franța și sovieticii vreau să vadă cum sunt construite. Că luaseră piese de schimb de la tancurile sovietice și le trimeseseră Israelului, care, capturând un număr foarte mare de tancuri egiptene care erau de fabricații sovietice, aveau nevoie de astfel de piese de schimb și altele, ei credeau că aceste manifestări sunt semnul unei distanțări amenințătoare pentru securitatea sovietică și că deci vor interveni aici. Însă, spunea el, de ce n-au intervenit până la urmă rușii? Și acum ajungem, ca să spunem așa, la momentul 89. Pentru că Ceaușescu nu a însoțit această politică de independență care coincidea interesului național românesc. Că orice depărtare de Moscova era benefică pentru noi. Dar, din păcate, nu a însoțit această acțiune de o schimbare de model. El a rămas în cadrul modelului sovietic de socialism. S-a depărtat, cum să zic? S-a depărtat în planul politicii externe, dar pe plan... Apropo de independență, dar în planul intern al ideologiei a rămas pe modelul sovietic. Exact. Din momentul în care sistemul s-a gripat, ca să spun așa, în țara mamă, el se gripa în tot lagărul acesta sovietic. Deci și socialismul acesta românesc era omolimă, semne de criză. Bun. Domnule profesor Retegan, spuneți-mi, vă rog, de ce credeți că a făcut acest gest în 1968 Nicolae Ceaușescu? Al organizării unei întruniri sau al condamnării? Al condamnării, invadării ceoslovacei. Se poate... eu am scris o carte despre 68, unde pe baza analizei documentelor pe care l-am avut la dispoziție și al unor discuții avute cu unele persoane care puteau reprezenta un element decizional, de pildă generalul Ion Gheorghe, care pe atunci era șef al Marelui Stat Major. Cred că s-a temut în 68 că după ce Slovacia va urma el. Lucrurile, sigur, nu putea nimeni să pătrundă în mintea lui atunci, dar reacția care a avut-o a fost aceea unui om care considera că poate fi următoarea victimă. Următoarea țintă, înțeles. Sigur, la el se concentrau și Ion Gheorghe mi-a povestit toate aceste lucruri, se concentrau toate informațiile care priveau mișcările de trupe din jurul frontierelor și Direcția de Informații Militare avea suficient de multe date cu privire la mișcările din Ungaria și din Uniunea Sovietică și Bulgaria și evidențiau concentrări de forțe la graniță. Și mai mult decât atâta, o creștere a activităților agenturilor de pe teritoriul românesc, agenturilor sovietice. Am înțeles. Domnule Mizil, în momentul în care ați luat hotărârea, în acea noapte de 21 august 1968, în primul rând, după ce l-ați trezit pe Ceaușescu în prezidiu și după aceea în Comitetul Politic Executiv și mai apoi în celelalte, în Comitetul Central, spuneți-mi, vă rog, s-a discutat despre posibilitatea ca România să fie atacată, să fie invadată, așa cum se întâmplase cu Ceoslovacia? Domnule Tucă, eu înțeleg că problema aceasta prezintă un interes și sunt destul de oameni doritori să știe de ce și cum s-au întâmplat lucrurile. Vreau să spun foarte clar. În primul rând, poziția pe care a luat-o Partidul Comunist și Nicolae Ceaușescu în 1968 a fost o poziție de principiu. Și anume, exista tendința ca să se lichideze independența și suveranitatea statelor socialiste din cadrul Tratatului de la Varșovia, din cadrul Caierului. Și numele acestor state să vorbească un singur stat, Uniunea Sovietică. Noi nu am fost de acord cu această poziție. Nu numai în 68, ci nu am fost de acord începând din 1900, aș spune 50 ceva, 60. Când România a promovat un punct de vedere după care... În anii 50-60 dicta Moscova ce se întâmplă la București. Dar mă rog, vorbiți despre 68. În 55-58
a fost perioada în care noi am cerut să se retragă trupele sovietice din România. Până 55. Și asta, și asta a avut o... Noi nu am acceptat acest lucru. Și ne era foarte clar că dacă acceptam, spre exemplu, un organism de conducere colectivă a economiilor naționale, cum era CAIR-ul, adică deciziile în problema dezvoltării țării socialiste să le ia o singură putere, dacă acceptam atunci ca politica externă sau politica militară, în loc să fie apanajul fiecărei țări, ori... Dar din punct de vedere militar, ceea ce spunea și domnul profesor Etegan, s-a discutat atunci posibilitatea... Am să spun, da, am să spun așa. Pentru noi a fost foarte clar. Eu când spun noi, spun pentru că eu făceam parte din conducerea de vârf a partidului în această perioadă. A fost foarte clar că se juca o carte riscantă, că exista pericolul efectiv al intrării trupelor tratatului de la Varșovia și în România. Domnul profesor Retegan a amintit aici despre discuțiile cu Ion Gheorghe. Eu mă bucur de acest lucru pentru că Ion Gheorghe era un om care era în miezul problemelor militare. Dar noi aveam informații foarte precise din partea organismelor noastre militare, din partea celorlalte organizații de contrainformații și aveam informații din țările din jur, pentru că România nu era izolată, ci avea prieteni și în țări socialiste și în țări... Știam... Păi da, dar cea mai mare... Știam foarte bine... Țările socialiste erau, până una alta, erau invadate de Cehoslovacia. E adevărat. Dar, spre exemplu, în Cehoslovacia, noi am avut acolo prieteni în conducerea Partidului Comunist foarte buni. Spre exemplu, dau un exemplu. Fostul ambasador cehoslovac în România, Cesmir Cizar, am avut foarte bune relații cu el. El a fost chemat de Dubček, retras din România, a mers la Praga și Cizar mi-a spus că... În momentul invadării Cehoslovaciei, prieteni de care vorbiți nu mai puteau face nimic. Spuneți-mi, dar înainte de asta ne-au spus. Nu, vorbeam din momentul în care a fost invadată Cehoslovacia. Spuneți-mi, vă rog, ați luat în discuție exact ce vă întrebam mai devreme, faptul că exista posibilitatea ca România să fie atacată? Da, lăsați-mă să spun că asta vreau să spun. Păi da, dar da. Încerc să vă asta vreți să mai scurt, mai repede. Vreți mai scurt, da. Ați ghicit. Am înțeles. Ați ghicit. Da. Așa. Desigur că s-a luat în considerație. Vreau să vă spun un fapt absolut precis. Noi am discutat în prezidiu permanent cauzele care au favorizat intervenția trupelor străine în Cehoslovacia. Și am făcut, pentru noi, am făcut un fel de critică a poziției cehoslovace. În ce a constat poziția cehoslovacă? Atunci când a primit informații publice conducerea cehoslovacă că există posibilitatea intrării trupelor sovietice, Dubček și Svoboda au avut următoarea reacție. N-au decât să vină, îi primim cu flori. Noi am constatat că această poziție a conducerii cehoslovace a fost o poziție defetistă care a favorizat intervenția militară Și dacă spuneau că îi primesc cu arme, nu mai interveneau. Nu știu. Asta da. Nu știu. Și atunci noi am luat această decizie. În prezidiu permanent, din dimineața aceea, de la orele 4, așa, am luat această decizie. Pentru că am rediscutat această problemă. Noi trebuie să declarăm clar că primim, dacă se încearcă invadarea teritoriului românesc, răspundem nu cu flori, ci cu foc. Unde a spus asta? A spus-o în cuvântarea din 20, în cuvântarea de atunci, din 21, da, a spus clar, ori dacă o singur petec de pământ este asta, vom riposta, vom apăra, vom răspunde. Există ordinul Ministrului Forțelor Armate din august 1968, care în esență spune că orice pătrundere a trupelor străine pe teritoriul României se respinge. Problema este că ordinul respectiv și toate măsurile care s-au luat au fost ulterioare lui 21 august. Ce mi se pare ciudat este că, deși la conducerea supremă de partid, așa cum spunea și domnul Mizil, se adunau informații din vari
surse cu privire la concentrările de forțe în vecinătatea frontierilor românești, toate aceste măsuri se iau după. Prea târziu. Adică... Stați puțin, și faptul că șeful statului a aflat de la domnul Mizil, iar domnul Mizil a aflat de la un ziarist, a fost invadată Ceoslovacia. Un consilier sau un consilier, un ziarist, exact, ziarist, Crăciun Ionescu. Spune, da, foarte multe despre... Eugen Ionescu. Spune foarte multe despre servicii, dar serviciile, securitatea nu exista pe vremea aia? Securitatea exista, dar granițele Ceoslovaciei erau închise, domnul Tucă. Inclusiv granițele radio, telefon și așa mai departe. Pentru că în Ceoslovacia a existat o grupare în conducerea Partidului Comunist care a scris o scrisoare și a chemat trupe. Și atunci posibilitățile de informare din... Nu le-a avut... Era pretextul, era aranjată. Dar nu posibilitățile de... Nici măcar presa internațională n-a știut înainte. Noi am știut înaintea lor. Domnul profesor Retegan spunea, toate aceste măsuri au fost luate după 29 august 1968. Această afirmație nu este în corelație cu realitatea. Spre exemplu, poate fi luată cuvântarea lui Ceaușescu, eu o public în lucrarea mea. Acolo spune clar, veți pătrunde pe teritoriul României, vom trage. Asta este problema, nu e vorba de ripostă. Da, am să spun. De momentul în care s-a cunoscut. Crearea gărzilor patriotice a fost anunțată de Ceaușescu în acea zi. Da. Domnule Mizil, dacă discutăm lucrurile la modul... Adică conducerea de partid n-a avut nicio informație referitoare la intenția sovieticilor și a sateliților lor de a invada noaptea de 20 spre 21 august. Eu n-am spus că noaptea de 20... Nu, despre asta era vorba. Nici nu s-a pus problema. Adică colegul Retegan a spus că toate măsurile de ordin militar, pe care nimeni nu le contestă, au fost luate după ce la București s-a știut că Ceoslovacia a fost invadată. Eu am fost martor. Deși semnale erau că în jurul frontierelor României se concentrează forțe. Exact. Eu am fost martor în noaptea aceea, când Ceaușescu a ieșit din prezidiu și l-a chemat pe ministrul Forțelor Armate, am fost și eu lângă el, în care i-a spus, i-a dat ordin. Nu, Ioniță. Nu se permite intrarea nici o palmă de pământ. Se ripostează cu arma. Da. Sigur că nici nu puteam să luăm asemenea măsuri, pentru că nici intervenția în Ceoslovacia nu era o intervenție precisă, clară. Cu 7 zile înainte de a se produce această intervenție, a fost conferința de presă a lui Ceaușescu cu corespondenții străini, în care a fost întrebat, credeți că trupele vor intra tratatul de la Varșovia? Iar Ceaușescu a dat răspunsul. Tratatul de la Varșovia nu este făcut pentru a se interveni în treburile interne. Deci noi nu puteam să luăm niște măsuri fără baza materială a faptelor. Faptul că știam că... Dar nici nu trebuia să avem informații, domnule Retegan. Tancurile sovietice se vedeau cu ochiul liber. Tancurile bulgare se vedeau la sud cu ochiul liber. Concentrările de trupe maghiare se vedeau cu ochiul liber. Dar nu poate să dea niciun ordin, asta spune domnul... Pe ce ordin să dăm? Să începem noi războiul? Nu. Demobilizarea... În caz de invazie, se iau niște măsuri foarte precise. Una dintre aceste măsuri precise este apărarea aeroporturilor. Decizia de a apăra aeroporturile din țară este sfârșitul august. Da. Păi, ne ocupau de câteva ori până atunci. Bun, trebuie spus că în ședința CPEX, care a început la 6:30, Ceaușescu a avut această formulă. Dacă se va ajunge la o ciocnire militară, s-ar putea ca forța să-și spună cuvântul, în sensul de superioritate a adversarului, să-și spună cuvântul, dar noi nu putem admite și nu putem fi părtași la subjugarea țării. Prin urmare, avea intenția clară de a rezista prin arme la o invazie sovietică a celorlalți. Eu mai vreau în legătură cu această... Că vorbim imediat după publicitate. Îi rog pe telespectatorii noștri, pentru că suntem la a treia emisiune pe această temă, să trimită mesaje. Au făcut-o și în zilele următoare. Vă rog, după acum, când ne aflăm la cea de-a treia emisiune, puteți să trimiteți mesaje, trimiteți e-mail-uri pe adresele pe care le cunoașteți. Să vă spuneți părerea despre evenimentele puse față în față august 68 și decembrie 89. Un mesaj apropo
apropo de cineva îmi spune să îmi cer scuze față de domnul Mizil, pentru că i-am spus că se încăpățânează să moară. Nu, i-am spus că se încăpățânează să nu moară și era o trimitere la altcineva care ar fi vrut să moară. Deci nicio legătură cu ceea ce spuneam. Eu am în plan să fac Reveionul în 2025. E în regulă. Bun, n-am fost eu înțeles bine atunci când am spus că se încăpățânează să nu moară. În sensul că vreți să vorbiți despre acel eveniment. Asta am vrut să spun și nimic așa. Corect. Dumneata ai fost bun, corect. Mulțumesc mult de tot. Ne oprim pentru publicitate. Aștept mesajele dumneavoastră și ne vom întoarce după pauza publicitară să comentăm. Ne vom întoarce la decembrie 89 și rog pe colegii mei să pregătească imagini în fereastră să le difuzeze. Publicitate. Since the beginning, the world has constantly strived for progress. A progress that shapes our dreams and drives us forward. A progress that inspires the new face of Johnny Walker Red Label, whilst the spirit of a unique whiskey remains. Johnny Walker Red Label. Same spirit, evolving face. Noul Golf de la numai 11.652 de euro preț chip și aer condiționat gratis. Ține-ți gura pentru Mentos. The Freshmaker. Ești plin de energie și te distrezi cu cel mai în forță grup de umor alături de Vitamax. Ești plin de energie. Rachiu aplic de când nu. Noua hârtie, țeva de lux, fină ca un fulg. Un lux accesibil. Smirnoff Red Ice. Amestec răcoritor de vodcă și lămâie. Intelligent Nightlife. Sus pe mănăstire, pe mândră zidire, 14 meșteri mari, incineri, zidari, cu manole 15, care-i și întrece. Cum? Păi stai așa că nu rimează. Nu rimează, dar sună bine. De acum, numărul partenerilor din grupul Zap Share Free poate ajunge până la 15. Crește și numărul de minute gratuite în grup, iar minutele naționale incluse sunt mai multe. Zap Share Free. Vorbești gratis în grupul de până la 15 parteneri. Zap. The Next Generation Network. Avertisment. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Continuăm emisiunea în această seară. În Jurnalul Național de mâine puteți citi. 21 decembrie 89, mitingul a fost sabotat. Unitățile antiteror au fost înlăturate din piața Palatului. Și tot mâine puteți citi puse față în față, cred că pentru prima dată, cele mai importante discursuri din viața și cariera politică a lui Nicolae Ceaușescu. Discursul din 21 august 1968, cel care a însemnat zborul, apogeul lui Nicolae Ceaușescu, și cel din 21 decembrie, cel care a însemnat sfârșitul, prăbușirea celui care a fost președinte României aproape 25 de ani. Primul discurs în fața unui popor, poate pentru prima și ultima dată strâns unit în jurul său, după cum îi plăcea să-i se spună, front comun și așa mai departe, și cel de-al doilea, de fapt, ultimul, ținut în fața unui popor cu care nu mai avea nicio legătură. Tragedia lui ca șef al statului și, din nefericire, și a noastră, este că discursul din decembrie 89 l-a gândit ca pe discursul din august 68, adică un discurs ținut cu aproape 20 de ani în urmă. Nu numai că trecuseră atâți ani, dar totul se schimbase în jur, situația politică, oamenii, conducătorii, regimul. Doar Ceaușescu era neschimbat, rămas încremenit în trecutul care marcase zborul și care, iată acum, îi pecetluia prăbușirea. Zborul și, și căderea lui Ceaușescu
și prăbușirea lui Ceaușescu, cele două discursuri puse față în față. Și tot în Jurnal Național de mâine, un interviu pe două pagini, un interviu cu politologul Vladimir Tismăneanu, care va deveni, începând de sâmbătă, editorialist al Jurnalului Național. În fiecare zi de sâmbătă va semna un editorial în Jurnalul Național. Continuăm emisiunea din această seară. Ajungem la decembrie 80. Aș vrea să ne mai oprim o clipă asupra momentului 1968, dar din alt motiv decât cele discutate până acum. Vă rog. Sigur, pentru un istoric, prima lui misiune este aceea de a încerca să fie obiectiv. Și în această strădanie ar trebui să vedem ceea ce însemna tratatul de la Varșovia. Era o alianță, o alianță politico-militară, o alianță condusă de un centru care avea în subordine sateliți. Este evident că în orice alianță, toți sateliții trebuie să aibă o singură politică militară, o singură politică externă. Altfel, alianța nu funcționează. Dacă unul dintre sateliți, unul dintre membrii alianței, face altceva, zice altceva, își elaborează o altă politică militară decât a alianței din care face parte, alianța aceea nu va funcționa. Respectiva parte, respectivul stat va fi un punct slab și atunci centrul reacționează. Nu vreau să justific prin aceasta ceea ce s-a întâmplat în august 1968, dar încerc să judec ce este o alianță. Pentru că într-o alianță politică-militară, România, într-o altă alianță politică-militară, România face parte și astăzi. Și este dreptul unei asemenea alianțe să fixeze o conduită politică față de un eveniment, conduită politică și militară, care să fie urmată de toți membrii ei. Sigur că se pot invoca în anumite cazuri... Dar dumneavoastră nu sunteți deloc direct, pentru că sunteți istoric. Puteți spune foarte clar că acum... În cazul în care Statele Unite ar invada Irakul, l-a invadat deja, ar invada Irakul, noi n-am putea să avem o altă poziție decât aceea cu Statele Unite și celelalte țări care fac parte din Alianța Nord-Atlantică. Sigur, eu pot să fiu împotriva unei asemenea politici, dar este vorba de alianța în care intru ca stat. Și atunci trebuie să urmez pașii pe care această alianță îi face. Pot să o condamn. Vezi cazul Franței, vezi cazul Germaniei, dar alianța merge înainte, alianța trebuie să funcționeze. Am înțeles. Eu vreau să spun ceva. Da, vă rog. Domnul Retegan, în principiu, are dreptate. Însă noi trebuie să examinăm situația care concretă a țării noastre în tratatul de la Varșovia. Cu mult înainte de 1968, s-a propus să se constituie organisme care anulau suveranitatea națională asupra problemelor militare. Uh-huh. Și noi am spus clar, există o scrisoare scrisă de Gheorghiu Dej în legătură cu aceasta, în care am spus că nu acceptăm ca tratatul de la Varșovia să stabilească politica militară sau externă a României. Vrem să profităm de faptul că sunteți aici, 21 decembrie 89. Da. Cine a avut ideea mitingului? Ce s-a întâmplat în piață? Domnul Ducă, eu v-am spus și alaltăieri, nu știu cine a avut ideea mitingului și ar fi hazardat să mă pronunț. Eu am spus Silviu Curticianu, într-o carte în care a apărut și își continuă declarațiile în acest sens, spune foarte clar, ideea a fost a lui Nicolae Ceaușescu și a spus personal că o să le arate el, organizând acest meeting pe 21 decembrie la București, o să le arate el celor de la Timișoara. Da, asta e, o spune Curticianu, pentru că el cunoaște acest lucru. Bun. Eu nu cunosc. Ce s-a întâmplat în piață? Ați fost în balcon, da? Dar eu spun următorul lucru. Am spus și alaltă seară că în cazul 68 a fost o hotărâre pe care o cunosc a unui organ de partid, iar în cazul 89 n-a fost o hotărâre. Nu avem unde să mai hotărească partidul, hotărât Ceaușescu de 20 de ani. Domnule Mizil, vă cer dumneavoastră să vă faceți o evaluare. Ați fost în balcon în 1968, 21 august, ați fost în balcon 21 decembrie 89. Care era diferența între Ceaușescu din de august și 68 și cel din 89? Care era diferența între Paul Niculescu Mizel 68-89? Care era diferența între ceea ce vedeați dumneavoastră cu ochii celui care făceați parte din Comitetul Politic Executiv al Partidului Comunist?
Eu v-am mai spus și rândul trecut și... Spuneți-mi și acum că înțeleg mai greu. Nu, nu, nu. Și stări în ideea mea că această comparație este, sunt de acord cu domnul Redecan, din punct de vedere jurnalistic este interesantă și atrăgătoare. Dar din punct de vedere al faptelor concrete, noi trebuie să vedem situațiile concrete din fiecare, în fiecare situație. Eu când le compar, le compar cu situațiile concrete, nu le compar fără situație. În 68 a fost o situație, în 89 a fost o altă situație. În 68, Partidul Comunist avea o conducere colectivă și totul se făcea în mod... În 1989, Partidul Comunist nu mai avea o conducere colectivă. Bun, haideți să vă spun eu, până la conducere colectivă. În decembrie 89, în fața lui Ceaușescu se avea un popor care era la limita răbdării, dacă nu depășise de mult, un popor care trăia în condiții mizerabile și de multe ori era în pragul de a muri de foame. Un popor care era chemat acolo pentru a-l aclama, era un popor care știa că la Timișoara fuseseră omorâți oameni, unii dintre ei fuseseră duși la București și fuseseră arși. Știa, un popor care știa că la Timișoara, de la Europa Liberă, din alte surse, știa că Timișoara e un oraș liber. Deci asta era starea de fapt. Cum a simțit dumneavoastră acel meeting din balcon și ce s-a întâmplat în piață, mai bine? Domnul Tucă, eu nu sunt în întregime de acord cu ce spuneți dumneavoastră, pentru că evenimentele din 1989 încă nu sunt cunoscute. Sunt de acord și eu cu dumneavoastră. Nu există foarte multe lucruri necunoscute. De acord cu dumneavoastră. Lucruri de mare însemnătate. Spre exemplu, nu este până astăzi cunoscută situația morților din evenimentele din decembrie. Care sunt cauzele acestor lucruri? Cine a omorât? Cum au fost? Și așa mai departe. Asta este o problemă. Atunci cum putea fi cunoscută în 1989 de către poporul român, dacă nu e cunoscută nici astăzi, în 1900... Asta e o altă discuție, domnul Mizil. Spuneți-mi discuție, că asta... Ce ați văzut dumneavoastră în piață? De acord. Așa. De asemenea, eu nu împărtășesc ideea că poporul român era un popor flămând și așa mai departe. Dar dumneavoastră, da. Știți, nu, acum... Îmi dați voie să-mi expun părerea. Vă rog. Acum, ce am văzut eu? Asta este o întrebare foarte pertinentă și pot să spun. Eu am mai fost întrebat despre acest lucru în cursul unui proces în care am fost condamnat. Da. Eu sunt, cum spun, am fost obiectul unui proces politic înscenat. Știu. Și asupra mea sunt și astăzi ștampilele unor acuzații neîntemeiate, nedovedite. În rechizitoriul care s-a făcut atunci, s-a prezentat mitingul acesta din 1989 ca o desfacerea lui ca o chestiune spontană a populației. Eu încă atunci, în fața tribunalului militar, am contestat acest lucru, deși nu avea nicio legătură cu condamnarea mea. Pentru că, după părerea mea, spargerea mitingului din 1989 n-a fost o acțiune spontană a populației, ci a spargerea acestui miting a fost rezultatul unei diversiuni care urmează să fie examinată. De aceea eu salut ceea ce faceți dumneavoastră. Există suficiente date că cineva a produs ceea ce s-a întâmplat acolo. Exact. Salut. Ce am văzut eu? Da, ce ați văzut? Întâi în legătură cu convocarea... convocarea mitingului. M-ați mai întrebat și în trecut și n-am spus acest lucru pentru că... N-am considerat important, dar eu sunt de acord cu punctul de vedere pe care îl exprimă ziarul în legătură cu neclarității din organizarea mitingului. A fost debandat atunci, pentru că era presiunea evenimentului. Eu eram, cum v-am spus... Întrebarea e dacă cineva a făcut-o în mod deliberat sau pur și simplu s-a întâmplat. Da. Eu eram atunci președinte Centrocopului. Și câți oameni ați adus în piață? Și a venit la mine, eu n-am adus niciunul. Și a venit la mine secretarul de partid, care mi-a spus, tovarășul Mizil, suntem într-un fel de derută. Am primit o indicație să scoatem oameni la meeting, pe urmă am primit o indicație să nu scoatem oameni la meeting și pe urmă am primit o indicație iarăși să scoatem oameni. Așa s-a întâmplat. Da. Deci sunt de acord că a existat această neclaritate. Al doilea lucru. Eu de la tribuna de acolo am văzut cu mare claritate. În primul rând,
am văzut că partea de meeting dinspre Palatul Regal și dinspre Calea Victoriei, spre hotelul ăla care Atene este, fără Atene Palace, da? De acolo au pornit, cum să spun, niște împinsături. Oamenii de acolo au împins încoace. De acolo a venit zgomotul și de-aia... Da. Am auzit un zgomot, că am mai spus și în trecut, că un fel de simulatoare de tragere de armă. Am auzit acest vuiet despre care vorbiți dumneavoastră. Da. Și am mai văzut că au apărut acolo în fața Ateneului și din partea aceea am văzut că au apărut niște formații de oameni care cam semănau împreună. Bun, Nicolae Ceaușescu ce zicea? Ce zicea după meeting? Ce zicea în momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat în piață? Că practic meeting-ul a fost scurtat, a fost... Da, da. Eu n-am discutat cu Nicolae Ceaușescu. Bun, domn profesor. Sigur, tabloul poporului... Dacă îmi permit să termin eu de... Ceea ce cred că trebuie făcut, eu așa ca un cetățean al acestei țări, este să elucidăm aceste probleme, să vedem într-adevăr cine a avut interesul să facă acest lucru. Nu, e clar, hârtii nu vom găsi documentul. Nu, hârtii nu. Ce hârtii să găsim? Asta e clar, nu să nu, hârtii nu. Tabloul unei națiuni înfometate și înfigurate real și îmbolnăvită real. Trebuie să adăugăm la el tabloul unui lider care habar n-avea de ce se întâmplă în jurul lui. A unui lider izolat total, corect. Izolat odată prin boala lui, izolat de... cei pe care îi mai avea apropiați, dar izolat și de ceilalți care doreau să-l izoleze. Și am avut o emisiune tot aici, acum vreo 2 ani de zile, cu decembrie 89, cu rapoartele ambasadorilor din țările socialiste, care erau telegramele care erau recomandate a fi trimise la cabinetul 2, erau, hai să le spunem, falsificate de conducerea Ministerului Afacerilor Externe. Ceaușescu nu știa ce se întâmplă în Ungaria, nu știa ce se întâmplă în Polonia, despre transferul puterii dinspre Partidul Comunist către opoziție, nu știa ce se întâmplă de modificarea constituțiilor din statele respective cu privire la pierderea rolului conducător al partidului. Deci, iată un element care ne duce, către teza unei conspirații. Eu cred că fractura aceasta dintre conducător și popor este de domeniul evidenței. Atunci, în decembrie 89, cred că quasi totalitatea poporului român era ostilă lui Ceaușescu, că Ceaușescu a fost și victima unei filtrări a informației, așa cum arăta colegul Retegan, dar noi istoricii avem la îndemână un termen de comparație, fiindcă acolo unde nu ai documente și s-a petrecut în vecinătate un fenomen similar, desfășurarea lui poate să te ajute în reconstituirea și interpretarea fenomenului pentru care n-ai izvoare. Noi avem situația de la Praga. Acolo, la 17 noiembrie, vedeți, este o asemănare foarte mare între acest incident care se produce în piața Palatului la 21 decembrie 1989, ce s-a întâmplat la Praga la 17 noiembrie 1989. Acolo știm precis că vicepreședintele KGB-ului, generalul Victor Grușco, a venit personal la Praga. Acolo s-au făcut cercetări și astăzi sunt mărturii irefutabile. Deci a venit Victor Grușco și a discutat cu șeful securității cehoslovace, generalul Alois Lorenz, și ei au pus la cale o manifestație. O manifestație. Adică era vorba de o manifestație a studenților. Poate că aici am mers mai departe decât permit sursele. Deci era vorba de o manifestare a studenților, dar s-a convenit ca această manifestație să fie folosită ca un mijloc de a disloca, fiindcă și acolo, exact cum Ceaușescu nu vroia să părăsească puterea aici, tot așa nici la Praga exista acest tandem Miloș Iacheș, Miroslav Stepan, care erau tot niște dogmatici, care refuzau acest reformist gorbaciovist și care nu vreau să părăsească puterea. Atunci Gorbaciov vroia să aducă la putere un lider, un comunist reformist, care făcuse parte din echipa lui Dubček și care se numea Zdeněk Mlynář. De fapt, să spunem Mlynář. Și au aranjat ca această manifestație de studenți să fie atacată de miliție foarte violent. Au fost, cred că, dacă mă țin bine minte cifra, 561 de răniți.
dintre studenți, dar între ei era infiltrat un locotenent de securitate care s-a prefăcut mort și s-a răspândit zvonul ăsta, a fost ucis un student, ca să se producă indignarea opinii publice. Deci a falimentat corect. Acolo. A falimentat din trei motive. Odată pentru că studentul ăsta a fost o coincidență, numele lui era numele unui student care imediat a anunțat la televiziune că trăiește. Da. În al doilea rând, și a ales un nume prost. Exact. În al doilea rând, Zdenek Mlinar a refuzat să fie adus la putere de sovietici. În al treilea rând, cehii, cehoslovacii nu vroiau un comunist reformator, îl vroiau pe Václav Havel. Bun. În jurnal, începând de luni, în Jurnalul Național, veți găsi dezvăluiri despre mitingul din 21 decembrie 89, mitingul care a întors mulțimea împotriva lui Ceaușescu. Veți găsi mărturii, dovezi și prezentate în premiere din ofițeri de securitate, de oameni care au fost în față în primele rânduri în aceste mitinguri, precum și imagini care nu au fost publicate niciodată. În Jurnalul Național de mâine găsiți și o imagine. Deci la balcon se află Nicolae, Elena Ceaușescu și toți cei care erau în conducerea partidului. Apropo de imaginile pe care le-am văzut în zilele trecute, le-am dat zilele trecute din piață, vă aduceți aminte acele imagini cu pancarde. Uitați-vă, după momentul în care a fost acel vuiet, acel zgomot asurzitor, nu mai exista nicio pancardă în mâinile celor care se aflau în piață. Toată lumea se uita în spate de unde pornise zgomotul și practic mitingul nu mai exista. Sus în balcon se află cei care țineau discursul, inclusiv Nicolae Ceaușescu. Apropo de asta, sunt foarte mulți oameni care vor să au documente, au imagini. Chiar în această seară am primit un mesaj de la cineva care a urmărit și emisiunea de ieri seară și spune că pe vremea aceea era student în anul 6 la medicină și locuiam în blocul de pe Calea Victoriei deasupra magazinului Muzica. Am reușit atunci să fotografiez aproximativ 10 filme am negru pe care le-am developat în nopțile Revoluției. Iată și imaginile, din păcate nu putem să dăm decât o parte din imaginile de aici, nu avem timp să le dăm acum. Sunt imagini care arată cum oamenii mergeau în piață. Toți cei care vor să trimită astfel de documente, imagini în premieră, îi rog să o facă la adresa, vă spun imediat că nu le mai știu pe din afară, că am prea multe adrese, cred. Și eu sunt unul singur, asta e partea mai prostă. marius.tuca@jurnalul.ro. Deci este adresa de la Jurnalul Național. Spuneam marius.tuca@jurnalul.ro sau pot suna de asemenea la telefoanele 224-4042 sau 222-3629. Am să vă mai dau aceste numere de telefon și în ultima parte a emisiunii după publicitate. Și adică sunt foarte multe imagini care pot să ne spună exact ce s-a întâmplat acolo. De fapt, începând de luni, vom publica o schiță a pieții din ziua de 21 decembrie, cum stăteau oamenii, unde erau carele de televiziune, unde erau celelalte mașini. De ce o să vedeți? Pentru că o mărturie vine și spune că acel zgomot a plecat dintr-o mașină oarecare. Veți afla despre ce e vorba. Ne oprim pentru publicitate și după aceea ne întoarcem la ultima parte a emisiunii. Publicitate. Ai nevoie de un birou mobil pentru momentele când nu poți lucra în biroul tău. Notebook-ul HP NX 7000 cu Intel Centrino Mobile Technology. Mai multă fiabilitate cu HP. Plus de energie pentru o piele mai fermă. Noul Nivea Body Firming Lotion Q10+. Asigură nivelul optim al coenzimelor Q10+R proprii pielii. Tot ce poți face pentru o piele mai fermă. În apartamentul nou s-a folosit o pastă de dinți obișnuită. Dar în 10 s-a folosit ceva atât de avansat încât păstrează respirația proaspătă 12 ore. Noul Colgate Total Advanced Fresh. Nouă luptă împotriva respirației urât-mirositoare a încetat de mult. Nicio altă pastă de dinți nu protejează mai bine decât Colgate Total, iar Colgate Total Advanced Fresh oferă respirație proaspătă 12 ore. Cineva să le spună și celor din nou. Apartamentul 10 este prea ocupat. Bună dimineața! Colgate Total. Alegerea profesioniștilor în igiena orală.
Anul ars. Rachiu aplic de când nu. Care e diferența dintre un zugrav profesionist și un amator? Ca profesionist trebuie să te pricep la vopsele. Că altfel îi spui clientului că e lavabilă și când spală omul peretele, rămâne cu vopsea în cărp. Dar dacă te pricepi, știi de exemplu că puterea de acoperire au doar vopselele care trec cu bine testul Z. Adică cele care acoperă complet din prima mână. Ablalux, de la Atlas Professional Line Applications, prima gamă profesională din România. Toată lumea știe că Skol îți aduce o mașină la cheie. Uită-te sub capac și dacă găsești mesajul "Ai câștigat o mașină", îți alegi o telecomandă cu ajutorul căreia vei descoperi care din cele 10 mașini Fiat este a ta. Skol Beer, e limpede că e bună. Se spune că nu vei mai fi în centrul atenției când devii adult. Nu-i adevărat. Acum îți place. Dacă folosești Gillette Blue 2 Plus, prima lamă taie aproape de rădăcina firului, iar cea de-a doua îți lasă pielea perfect netedă. Pelicula lubrifiantă și mânerul cauciucat antialunecare îți oferă mai mult control și desăvârșesc bărbieritul. Gillette Blue 2 Plus, cel mai bun mod de a-ți începe ziua. Gillette Blue 2 și spuma de ras Gillette Foam îți aduc săptămânal unul din cele 8 scutere și în final marele premiu, o mașină. Gillette, câștigi premii pe două benzi. Descoperă lumea Cosmo, în care totul este mai ușor. Trăiește o experiență unică, creată de cea mai nouă tehnologie Whirlpool. Și fă-ți viața mai ușoară. Totul e mai ușor în Cosmo. Fii fresh. Frutti fresh. A nebunit lupul! S-a țignit lupul. Serios? Asta e calomnie sau așa? Ce dacă mestec iarbă? E bună pentru dinții și giciile mele. Aveți grijă, pa! Din fericire, există o soluție mai simplă. Noul Orbit Herbal. Conținând extracte de mușețel, salvie și smirnă, Orbit Herbal protejează dinții și gingiile tale. Ajută la protecția gingiilor și a dinților. Ceva nou să te ajute în bucătărie? Sacii menajeri Fino. Practici și rezistenți, de diferite mărimi, te ajută să cari și să arunci orice în siguranță. Perfect! Fino. Mâna de ajutor de care aveai nevoie. Cu garanția Fino. Garson, să fie bine făcuți cu muștar. Ceva de băut? 4 Golden Brown. De la gheață. Foarte bine. Păi și mie 4. Și mie 4. Și mie 4. 4 de căciulă. Adună 4 capace de Golden Brown. Trimite-mi-le și poți câștiga unul dintre cele 4 Volkswagen Golf ultimul tip. În plus, capacele de Golden îți pot aduce pe loc o bere gratis. Hai băiatul, se plânge masa. Toată lumea Golden, toată lumea câte 4. Wake up! Wake up! Wake up, man! Trezește-te și intră în promoția Nescafe! Wake up, man! Câștigă $100,000 la o cafea sau una dintre cele 50,000 de căni roșii Nescafe. Trimite o folie sau 15 pliculețe de Nescafe la căsuța poștală 31, oficiul poștal 31 București și intră în promoție!
Oriunde este Motan, te simți acasă. Centrale termice Motan. Instinctul confortului. Misiunea noastră? Să-ți arătăm cum poți să ai casa pe care ți-ai dorit-o dintotdeauna. Cât mai eficient, cât mai confortabil, soluții ingenioase, decorațiuni moderne, design de ultimă oră, materiale de calitate. Misiunea ta e să ne urmărești în fiecare duminică, numai la Antena 1. Este obligatoriu să te naști aici ca să ai România ta. Nu numai românii au România lor. O austriacă a venit în România cu afaceri și a descoperit o nouă țară. Este în România de 7 ani și nu are de gând să plece prea curând. Emil Hurezeanu vă invită într-o Românie cu totul altfel. România unei austriece, Terezia Streiter. Sâmbătă, de la 4 după amiaza și luni noaptea în reluare. Nu se știe niciodată când ai nevoie de o respirație proaspătă. Așa că întotdeauna ar trebui să ai Winterfresh la îndemână. Winterfresh. Respirație rece ca gheața, ce durează. Minutul 87 și arbitrul dictează lovitura decisivă. Încă 3 și aflăm cine ajunge la finală. Se pregătește. Tensiune. Și la maxim 7 grade se desprinde ușor. Avem un câștigător! Doamnelor și domnilor, ne vedem la finala din Portugalia cu cei 10 câștigători care găsesc simbolurile termosensibile. Pentru cei de acasă, 200 de mini frigidere și 30.000 de minci Carlsberg. 2 litri de apă minerală Izvorul Minunilor pe zi pot face minuni pentru sănătatea ta. Izvorul Minunilor Strâna de Vale. Câștigi sănătate! Noua înfățișare Izvorul Minunilor. Câștigi sănătate! Bete, fii atentă, te rog. Pupsești acolo. Da, da, și acolo, da. Și mai la dreapta. Și mai jos, mișcări, am. Sus! Ah! Da. E bine! Bravo! Bună treabă, Betty! E simplu să dai indicații. E și mai simplu să vopsești cu Ecoplast, un produs Kerber. Lasă-te sedusă de o experiență complet nouă. De un parfum care te inspiră. De senzația unică de catifelare a pielii. Pentru un nou echilibru între parfum și îngrijire. Nivea Deo Balance. Deodorantul care îți alintă simțurile. Noul Nivea Deo Balance Stick. Formula eficientă împotriva transpirației. Since the beginning, the world has constantly strived for progress. A progress that shapes our dreams and drives us forward. A progress that inspires the new face of Johnny Walker Red Label, whilst the spirit of a unique whiskey remains. Johnny Walker Red Label. Same spirit, evolving face. Avertisment. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Dați-mi voie să vă prezint și dilema veche. Director fondator Andrei Pleșu, nerv de primăvară, terorismul, islamismul, Spania, Catedrala Mântuirii, Neamului. Deși nu vă împărtășim toate opiniile, ne străduim să le facem cunoscute. Voltaire a spus asta, se pare că nu mai ține nimeni cont de acest lucru. Tot dintre colaboratorii noștri, aspirina săracului,
Mircea Dinescu și intitulează editorialul de PSD Doar pușcăria te mai scapă. Du-te, Gabi, după ouă, nu mă duc afară plouă. Du-te, Gabi, după pâine, nu mă duc afară, e câine. Și încheie editorialul Mircea Dinescu. Așa cum vă spuneam, aștept informațiile dumneavoastră, documentele, așa cum era vorba de aceste imagini, pe adresa... Oi, mereu adresa asta, trebuie să vă mai spun o dată. Nu, adresa de e-mail. Tuca. Am zis că am prea multe adrese. marius.tuca@jurnalul.ro. De asemenea, puteți să mă căutați în fiecare zi la redacție după ora 10 până seara la 8-9, la 224-4042 și 222-3629, ca împreună să reușim să aducem cât mai multe în fața opiniei publice, cât mai multe documente, cât mai multe mărturii, cât mai multe imagini, texte, imagini video sau texte audio, pentru că sunt foarte multe lucruri care nu au fost publicate, nu au fost făcute publice până acum. Poate așa să știm, să fim mai aproape de ceea ce s-a întâmplat atunci în decembrie 89, căci fără această avalanșă, fără acest bombardament de informații, de documente, va fi foarte greu, exact. Apropo de imagine și de ceea ce am prezentat zilele trecute, pentru că în permanență, în primele rânduri ale celor care se aflau în piață, erau lozinci, erau pancardele acelea. Practic, după zgomotul asurzitor, dispăruseră pancardele, oamenii erau panicați și veți găsi foarte multe începând de luni în Jurnalul Național. Dar apropo de asta, pentru că m-au întrebat destul de mulți, de ce acest demers? Și mai ales legat de miticul din 21 decembrie. Pentru că atunci în piață a avut loc un zgomot asurzitor. Și vreme de 15 ani n-a venit nimeni să revendice acest zgomot, să spună eu l-am făcut. De ce? Veți afla. Vă rog. Să trageți o concluzie, că nu mai avem timp. Trece foarte repede. Cred că ne trebuie distanțarea în timp și o liniște, obiectivitate și o liniște... Și să scăpăm de tensiunea care a existat în prejmei. Ca să putem analiza ceea ce a fost și să înțelegem exact ceea ce a fost. Ce pregătiți? La ce scrieți? Undeva către anii 60 este exact de ceea ce spunea domnul Mizil. Era vorba de relații româno-sovietice, de data aceasta nu doar politice, ci și militare. Un volum de documente pe care îl fac un coleg și prieten, Alessandru Duțu. Despre decembrie 89? Mai aștept documente. Documentele de la Moscova? Măcar și cele de la București. Sună straniu, ca să aflăm ce s-a întâmplat în decembrie 89, așteptăm să se deschidă arhiva sovietică. Asta e. Asta ne e soarta. Domnule profesor? Eu cred că această criză care l-a dus la faliment pe Ceaușescu era o criză a întregului sistem. Deci întregul sistem socialist care era axat pe modelul sovietic intrase din anii 80 în criză. Deci căderea lui Ceaușescu era inevitabilă. Cred însă că el ar fi putut evita acest sfârșit sângeros dacă ar fi înțeles din momentul în care la Moscova a început acest reformism al lui Gorbaciov, că ar fi putut să-și redobândească simpatia Occidentului dacă l-ar fi depășit pe Gorbaciov în ceea ce privește reformele. Așa cum fusese în grațiile Occidentului pentru această distanțare de Moscova, ar fi rămas în grațiile Occidentului dacă l-ar fi întrecut pe Gorbaciov. Ar fi fost fruntaș la întrecerea capitalistă. Exact. Și vreau să atrag atenția asupra unei previziuni remarcabile. Un profesor american de origine română, Stephen Fisher Galatz, a publicat un studiu într-un volum de prognoze pe care scoseseră americanii în 1982. România în anii 80. Ce se va întâmpla cu România în deceniul 9? Și Fisher Galatz, care alminteri întreținuse relații foarte bune, inclusiv cu fratele lui Nicolae Ceaușescu, cu generalul Ilie Ceaușescu, a scris atunci un articol care se încheia așa. I-am arătat generalul Ilie Ceaușescu acest text. Spunea așa, este puțin probabil că Nicolae Ceaușescu va mai sărbători a 70-a aniversare ca secretar general al partidului și președinte al României. Deci s-a înșelat cu un an. Asta a dat previziune. El împlinea în 88-70 de ani, a căzut în 89. Domnule Mizil. Ce mai am să spun?
Păi nu știu, dumneavoastră hotărâți ce mai aveți de spus. Eu vreau să spun următorul lucru. Cred că este absolut necesar să se desfășoare o muncă de cercetare și de punere în evidență a unor fapte care au o însemnătate majoră pentru națiunea română, legate de evenimentele din 1989. De ce nu s-a făcut nicio stenogramă a întâlnirii CEPEX-ului când Nicolae Ceaușescu v-a anunțat majorarea pensiilor, a ajutorului social, a... Domnul Tucă, am spus și rândul trecut, dumneavoastră aveți un fetiș cu aceste stenograme din decembrie. Stenogramele, pentru că sunt documentele pe care pot să lucrez și mai ușor. Stenogramele din decembrie, cea din 17 și cea din 22, așa, care au fost publicate. În 22 dimineața. Da. Și care au fost la baza rechizitorului întocmit de Procuratura Română, stenogramele acelea au fost manipulate. Adică? În timpul procesului, eu am pus asemenea întrebări, după care stenografele care au asta și cei care au făcut acest lucru, au recunoscut cel puțin trei lucruri. Unu, că stenogramele nu au fost făcute, descifrate imediat, ci după două luni. Doi, că aceste stenograme au fost descifrate la procuratură. Nu este adevărat. La procuratură. Nu este adevărat. Păi, dar citiți mărturiile stenografelor. Nu mă interesează mărturiile stenografelor. Stenograma din 17 decembrie a fost pusă într-un plic de Silviu Curticianu și a fost lăsată în biroul său. Numai că în biroul său a avut loc vestita... Deci n-a fost descifrat atunci. Păi nu, era stenogramă, exista stenogramă. Nu exista textul stenografiei. N-a fost modificat niciun cuvânt. O să citiți mărturia lui Silviu Curticianu, care spune că Nicolae Ceaușescu niciodată n-a modificat o stenogramă. Deci niciodată. Dacă vrea să nu se treacă ceva în stenogramă, spunea asta nu notezi, asta nu trece acolo. Și cea din 17 e adevărat, n-a fost găsită în momentul în care au fost desfăcute birourile pe acolo, dar a fost predată ulterior pentru că o luase cineva din biroul lui Silviu Curticianu și a fost deșifrată. A fost o cercetare judecătorească a unui tribunal militar. Așa. Și în această cercetare judecătorească în tribunal militar s-a dovedit clar că stenogramele au fost rescrise după două luni la Procuratura României. Ce înseamnă rescrise? Trei... Numai că... Deșifrate. Păi, și? Cum și? Păi, o stenogramă, să descifrează pe loc. Stenograma... Și a fost descifrate la procuratură. Stenograma procuratura avea decembrie... nevoie de act, capete de acuzare. Există documentul cu stenograma din 17 decembrie și o să vedeți că este aidoma. Bun, nu mai avem timp. Nu mai este, mai este un moment foarte mare. Din stenograma din 17 decembrie lipsește un element esențial. Și anume? Demisia, așa zisa demisia lui Ceaușescu. Dacă vreți, vă povestesc eu. Păi, dar de ce să mă povestești? De ce nu e stenogramă, eu mă întreb? Pentru că s-a ridicat în picioare, a lipit de perete și a spus că este demisia. Dar stenografele nu s-au ridicat în picioare. Păi stenografele nu... consemnau tot ce s-a spus. Păi așa nicio stenogramă nu se regăsește, gesturi, mișcări și așa mai departe. Domnule, acolo a fost vorbire 20 de minute, 30 deci, de minute. Deci acolo a fost vorbire, s-a ridicat în picioare Ceaușescu, a spus că în cazul ăsta își dă demisia. Știți foarte bine că nu putea să-și dea demisia, că numai Congresul Tucă, putea. Toți l-ați rugat să rămână pentru că nu poate să facă așa ceva, a rămas, la revedere. Nu e adevărat, toți eu nu am spus acest lucru. Al doilea, președintele tribunalului militar care m-a judecat, 3 luni de 6 luni de zile s-a chinuit să găsească textul acestei... Și a venit la un moment dat... Textul și acestei ce? Perioade din care nu este cuprins în care? Și a venit... Când și-a dat demisia? Da. Și a venit... A acolo, fost o glumă, domnul Mizu. Asta e altă poveste, dar Ceaușescu a spus, îmi dau demisia. Nu s-a scris a asta. A spus. Adică, de-aia ne ocupăm noi acum să deșifrăm. Am mai multe mărturii legate de momentul, de la cei care au participat la momentul ăsta. A fost un moment fals, un moment la care Elena Ceaușescu zâmbea și care dar s-a eu încheiat. Nu spun altceva că a fost fals. Bun, de eu spun că în stenogramă nu există. Da, e adevărat. Și păi o stenogramă nu, aici nu poate dreptate fi credibilă. Bun. Dacă lipsește așa ceva. Bun, vă mulțumesc mult de tot. Dacă era adevărat momentul, păi poate a zis Nicolae Ceaușescu, nu consemnez demisia mea. Mulțumesc mult. Păi, ai spus că Ceaușescu n-a schimbat niciodată stenograme. Nu, am spus că nu a schimbat niciodată după ce le au fost consemnate. Dar în momentul în care vrea ca ceva să nu să fie consemnat, să nu se găsească în stenogramă, spunea asta nu trece în stenogram. Vă mulțumesc mult pentru participare în această seară. Emisiunea noastră se încheie aici. Ne vedem luni seara din nou la orele 22:30. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Luni seara 22:30, țineți aproape.